Trecem așadar pe o planșă nouă, la punctul 22, la cererea poporului. Acest punct se referă la ceva foarte, foarte important, de asemenea o altă premieră pentru politica românească. E vorba de reducerea numărului de mandate pentru parlamentarii români. Este un lucru foarte, foarte important, adică reducerea la 2 mandate. Niciun parlamentar, ca și niciun președinte, să nu poată să aibă mai mult de 2 mandate consecutive. Deci punctul 22 se referă la 2 mandate pentru parlamentari, 2 mandate de asemenea important pentru primari. După cum știți, cancerul societății românești se referă la primarii din România. Acești primari au denaturat cu totul alegerile, acești primari și-au bătut joc de banii publici ai dumneavoastră, de banii locali. În fine, cu toate astea, ei sunt votați pe viață de multe ori de către dumneavoastră. Nici o țară democratică, cu adevărat, primarii n-au mai mult de 2 mandate. Vezi cazul Americii, vezi și alte cazuri. Așadar, numărul de mandate al parlamentarilor. E foarte important acest punct, poate că trebuia de la început introdus în cele 21 de ale noastre, dar el a venit mai târziu. Așa, după cum v-am spus, noi nu suntem atât de deștepți, sunteți dumneavoastră cei de acasă mult mai deștepți decât noi și oricum sunteți și mult mai mulți și mai bine pregătiți. Deci numărul de mandate al parlamentarilor români și al primarilor va fi limitat. Cât sunt ei de valoroși, dar să ne mai lase, cum se zice o vorbă în popor, la 2 mandate, da? Încă e punctul 22, să țineți minte, asta e legat de cifra 2. Totul trebuie să fie limitat la 2, nu de alta, dar avem limitat mandatele președintelor la cifra 2. De ce să nu fie totul limitat la 2? De ce primarii sau parlamentarii sunt mai breji? Acum trebuie să vă explic de ce USL și PDL n-au vrut să limiteze la 2 numărul mandatelor. Dacă USR și PDL ar fi limitat la 2 numărul mandatelor, ei n-ar mai fi fost de mult la putere. În sensul că ei au lăsat pe acești primari în funcție și pe acești parlamentari pe viață ca să vă prostească pe dumneavoastră să vă cumpere cu niște pungi de 2 lei, fiindcă toți suntem la cifra 2, astfel încât ei după aceea, ei primarii, să-i ajute să iasă în alegeri pe parlamentari, iar apoi parlamentarii împreună cu primarii să-i ajute pe ei, pe guvernanți, să vă fure în continuu de 22 de ani încoace. Deci să scriem aici ca să și rămână, că la fiecare punct am pus câteva explicații. USL și PDL, după cum știți, sunt aceeași mizerie. USL plus PDL au dorit permanent de 22 de ani încoace, că suntem la punctul 22, de 22 de ani încoace, să-și conserve puterea. Ați văzut astăzi cum colegul meu Tudor Barbu a făcut un calcul cât de mulți care a stat mai mult timp la putere. PSD-ul 11 ani, UDMR-ul 13 ani sau tot așa 11, PDL-ul vreo 10 ani și ei, PNL-ul vreo 8-9 ani. Deci e o nebunie în totală cum au stat băieții ăștia deștepți la putere, dar iată cum au stat. Au dorit pe mai de 20 de ani încoace să-și conserve puterea fiind ajutați prin cumpărare de voturi de către primari și apoi de parlamentari, care pe tot timpul sunt locale întâi și apoi sunt generalele. Și știți bine, primarul ajută pe parlamentar, parlamentarul ajută pe guvernant, ei au cumpărat voturile mereu. La un moment dat dumneavoastră ați mers către ei să vă vindeți voturile, ei v-au fometat, poate înțelegeți în sfârșit de ce de 22 de ani încoace ei nu vă măresc pensiile și salariile, fiindcă
dacă ei v-ar mări pensiile și salariile și vi le-ar aduce la nivelul polonez sau nivelul ceh sau nivelul muntenegrean sau nivelul sârbesc, e bine, dumneavoastră nu v-ați mai vinde votul, că ați avea și dumneavoastră 1.000, 2.000, 3.000 de euro pe lună și atunci va fi mai complicat pentru un francez sau pentru un neamț sau chiar și pentru un american să-și vândă votul. Dar ei vă țin intenționat cu 100 de euro pe lună ca să aveți nevoie pe urmă de 50 de euro când vin alegerile. Deci este un sistem foarte bine pus la punct de conservare a puterii, un sistem la care PCR-ul prin Nicolae Ceaușescu nu s-a gândit și Nicolae Ceaușescu și-a pierdut viața. Vă reamintesc dacă PCR-ul în loc de Ceaușescu era condus de această generație a doua, de flancul 2 al PCR-ului, adică de Adrian Stase și de Băsescu, credeți-mă, PCR-ul nu mai pierdea deloc puterea și Ceaușescu niciodată n-ar fi pierdut puterea. Fiindcă Băsescu și cu Adrian Stase, dacă erau lăsați de Ceaușescu să conducă PCR-ul, se descurcau foarte bine. Ați văzut, Mihai Răzvan Ungureanu era și el un tânăr dorit de Nicolae Ceaușescu, dar Ceaușescu n-a fost atât de deștept să-l lase pe Răzvan Ungureanu cu Băsescu și cu Năstase la putere, fiindcă ei ar fi inventat imediat tinerii respectiv peceriști un asemenea sistem de belea, cum se zice, în argou, și ar fi rămas Ceaușescu la putere, n-ar mai fost împușcat. Fiindcă ce ar fi făcut acești lideri destoinici ai PCR-ului? Ar fi vorbit cu primarii să vă dea dumneavoastră niște bani la fiecare alegere, ar fi făcut alegeri democratice în care PCR, să zicem, se lupta cu PDL și când câștiga PCR, când PDL, dar PDL era tot partidul PCR-ului. Și uite, așa își făceau niște primari și niște parlamentari și ne-ar fi invidiat toată planeta ce democrație avem noi în România, când colo era o falsă democrație. Iată, punctul 22, să nu-l uitați niciodată, de ce s-a ajuns la această dramă a României. Și după cum vedeți, diferența între noi, între PPDD, adică între popor și USR și PDL, este extraordinar de mare. Când auziți pe alți lideri ai USL-ului sau ai PDL-ului la televizor, să-i întrebați, vă rog frumos, lasă ca telespectatori din gradenele de public, din studio sau ca telespectatori care dați acolo SMS-uri sau interveniți prin telefon, de ce nu limitează ei la două mandate, aceste mandate ale primarilor și ale parlamentarilor.